Erați în închisoare, în arest, în momentul în care au fost alegerile. Da. 70%... Eram în ziua în care mi-am depus candidatura, când am fost arestat. La ora 8 mi-am depus candidatura, la ora 12 au intrat la mine în birou, la ora 10 seara m-au arestat. Fabulos! Fiind în arest, fiind în închisoare... Transmițându-mi în decembrie să nu candidez. Incredibil. Fiind în închisoare, vă votează 70% și cât la sută? 71%. 71%. După ce ați ieșit din închisoare și v-ați întâlnit cu oamenii care v-au votat, i-ați întrebat, dom'le, dar eu fiind în situația respectivă, de ce m-ați votat? Pentru că mie mi se pare că votul ăsta sigur că are legătură în primul rând cu dumneavoastră. Dar pare că este și un fel de răspuns al oamenilor la ceea ce vi se întâmplase dumneavoastră. Poate că unii din zona aceasta a justiției organizată sub DNA sau poate chiar și unii din zona politică, poate chiar unii și din presă, au impresia că oamenii sunt proști. Oamenii nu sunt deloc proști și românii nu sunt deloc proști și simt și fac diferență între minciună și adevăr, între tot ceea ce înseamnă lucru fals și orchestrări din acestea false și lucruri care sunt într-adevăr grave și reale. Cazul meu nu este un caz de corupție. Cazul meu nu este un caz care să aibă legătură cu vreun prejudiciu adus bugetului statului sau bugetului local. Oamenii, într-o comunitate ca și Baia Mare, o comunitate mică de 150.000 de locuitori, se cunosc unii pe alții. Știu și cine e denunțătorul, știu și cine e cel denunțat. Știu toate istoriile. Poate la București, dacă le iei pe unul de pe stradă, lumea nu are toate informațiile, dar într-un oraș ca și Baia Mare sau un oraș mai mic din Transilvania, lumea știe, oamenii se cunosc, oamenii au bun simț. Nu poți să calci în picioare bunul simț al oamenilor. Nu suntem și nu funcționăm după articole gen ziare.com. Funcționăm după regula bunului simț. Și regula bunului simț funcționează atunci când îți faci treaba, ca și primar sau ca și om în slujba cetățenilor, când oamenii văd că n-ai venit într-o funcție publică ca să mergi cu sacoșele acasă, când ai venit într-o funcție publică având ceva în spate, inclusiv bani, inclusiv carieră, și atunci oamenii nu pot fi prostiți. Poate că era foarte simplu pentru mine să îmi rezolv problema în 24 de ore făcând două delațiuni din acestea false sau nefalse. N-avea importanță. Sunt convins că dacă le răspundeam provocărilor și făceam un denunț chiar despre domnul Oprea sau despre doamna Udrea, că asta își doreau la momentul respectiv. V-au deși, da, deși n-aveam ce să denunț despre aceste persoane, soarta mea, pe termen scurt, era una pozitivă. Aveți? Vă gândeați dumneavoastră la ceva? Ce conta să fie real denunțul? Nu, dar oricum, pentru mine contează ca în viața asta să rămân cu coloana vertebrală și cu obrazul curat. Pentru că ei pot să mă bage 100 de ani în pușcărie. Nu înseamnă că dacă ai fost în pușcărie, oamenii, opinia publică, te-au și condamnat. Te-au condamnat niște amărâți care și nefericiți, care nu înțeleg că adevărul e adevăr și minciuna e minciună. De-aia și adevărul nefericiți. E numai unul domnul singur. Chereche, nu sunt, domnule, nefericiți. Ei doi foarte lișiți cu capul pe pernă. Nu știu, eu vă spun. N-au nicio problemă. Faptul că în procesele au murit oameni, probleme, care au copii cu probleme penale, care au frați cu probleme penale, sunt vânați de către ei și puși să judece doar aceste procese care sunt cu o anumită miză. Și spuneți că procurii au inimă? Adică dorm neliniștiți noaptea că au făcut atât nerociri ăștia? Ei, eu țin și acum aminte. Credeți-mă că nu, eu n-au țin nicio minte treabă. Când mă scoteau din arest de la Cluj. Asta. Exact. Cum? Nu generaliza. Ba, da. Sunt și procurori mă scoteau din arest de la Cluj și mă duceau la DNA. Unde? La DNA, doamna Norica Nicolai? Nu, creat și la DNA. Absolut. Foarte serios. Eu vă dau exemplul doamna meu Nicolai, și mă duceau la ești procuror, DNA și polițiști judiciari. Cum este Cherecheș la pușcărie nevinovat și ai conștiință, nu mai dormiști noaptea, te întorci pe ce este de la pușcărie, te duci în fața primării, spui domnul primar, am greșit, sunt un tâmpit, un nenorocit. Și mi-a dat demisia din DNA și am plecat, mă duc la pensie. Tu ne angajezi să mă la tine aici, undeva. Dar poate ce să doamne dacă ai conștiință. Mă scuzați, mă scoteau aproape în fiecare zi, cât am stat o lună la Cluj, după aceea nu m-am mai scos, că m-au trimis la Gherla, mă scoteau aproape în fiecare zi
să mă ducă la DNA pentru două, trei întrebări. Eu la DNA le spuneam, domnule, dacă îmi dați voie să fac testul poligraf, îmi acceptați chestiunea asta, fără, nu conta pentru mine că are relevanță în instanță, că nu are relevanță. Era o probă pentru mine a adevărului, un pas. Nu mi-au acceptat chestiunea asta. Doamna Chioveși, am înțeles că le cerea procurorilor să meargă la testul poligraf. Și eu vreau să mă duc la testul poligraf. Dar polițiștii judiciari, care ei de obicei fac greu în dosare, de obicei ar trebui să fac munca grea în dosare, veneau după mine, doi dintre ei, și mă duceau. Și spuneau, oare peste 10 ani, cum o să ne uităm noi unii la alții, când suntem slugile unora care nu fac decât abuzuri? Oamenii vorbeau cu mine în mașină. Oamenii își puneau problema asta. Oamenii aveau în minte și în suflet faptul că participă într-un sistem care face rău și face abuzuri. Eu mi-am pierdut încrederea în justiția din România, văzând toate abuzurile care s-au făcut, raportat la mine și raportat la cei care au fost martori în dosarele mele. Femeie care era în luna 5-a, a fost ținută 10 ore, însărcinată în luna 5-a, 10 ore de către procurori, fără să-i dea un pahar cu apă. 10 ore în anchetă. Acum, după ce s-a dus femeia în instanță... Unde e conștiința lor atunci? În momentul în care s-a dus în instanță și a spus lucrul acesta și inspecția judiciară s-a autosesizat, automat au făcut o martor mincinos. I-au deschis dosar pentru mărturie mincinoasă. Sunt presiuni care se întâmplă, sunt lucruri care pe mine mă fac să-mi pierd încrederea în justiția din România. Și trebuie să mă îndrept la CEDO. Și am trei dosare deja depuse la CEDO, două deja au fost acceptate și sunt pe rolul completelor de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și sper că de acolo să vin cu o încredere reînnoită în justiția din România.